Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit în fața micilor ecrane. Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, ne-am propus să discutăm despre mai multe inițiative care au fost făcute publice în briefingul de presă săptămânal susținut de Partidul Democrat, precum și alte aspecte ce țin de mijlocii de viața social-politică din țara noastră. Aceste aspecte, dar și altele, le vom aborda împreună cu Adrian Lebedinski, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Și Vitalie Catan, analist politic. Bună seara, domnule Catan, bine ați venit la Reflector Analitic. Bună seara! Domnule Lebedinski, de fapt, practic toți colegii noștri din media au scris despre faptul că PD-ul de această dată, și mă refer la briefingul săptămânal pe care l-a prezentat președintele Plahotniuc, spunea că ar fi cazul să fie redus numărul de deputați de la 101 până la 61 și accentuez de fapt acest lucru, inițiative care de altfel au mai fost vociferate în spațiu public și care au venit chiar de la reprezentanții Partidului Socialist. Cum, socialiștilor, cum comentați de fapt dumneavoastră această inițiativă, ca mai târziu să vorbim și despre ceea ce spunea domnia sa legat de posibilitatea de a desfășura și un referendum. Haideți să le luăm de la un capăt. Dacă să ne referim la actuală componență a Parlamentului, într-adevăr, eu sunt de acord că trebuie redus numărul și drastic, poate și 51, poate și 31 de deputați rămân, deoarece, într-adevăr, el este nefuncțional și foarte puțini deputați sunt care își fac meserie. Dar dacă să implicăm, într-adevăr, deputații în activitate zi de zi, să-i punem la lucru, atunci noi volum de lucru avem și pentru 200 și pentru 300 de deputați. Pentru că ceea ce s-a întâmplat timp de 10 ani, timp de, spunem, 9 ani de zile pe parcursul acestei guvernări, nu o să ne trebuiască încă 10 ani de zile pentru să corectăm toate actele legislative și toate erorile legislative care au fost admise. Este un volum enorm de mare și de aceea eu sunt personal pentru a reduce numărul deputaților. 61, 71, aici trebuie de făcut calcule în dependență de calitate. Nu atât cantitatea lor, dar cât este de calitativ. Dacă ei sunt 30 buni și se isprăvesc cu lucrul la toți 101, e foarte bine. Da. În cazul dat, eu cred că nici nu se discută. Dar, știți cum, acum în presă, mai mult în sursele media online, merge o versiune, precum că cineva și-a făcut calcule și a înțeles că majoritatea i-a costat prea scump. Și de aceea probabil își fac calcule pentru următorul parlament și programează cum să-și formeze o majoritate. Domnule Bedinski, aici vreau să ajung. Nu vi se pare dubioasă această inițiativă tocmai înainte de desfășurarea alegerilor parlamentare care urmează să fie, cred că, data de 24 februarie, așa era. Acesta este un eu nu știu, un, cum se numește, un balon de spumă, pentru că este destinat, de fapt, cetățenilor, ca ei să audă, uite, ce inițiative sunt? Sunt unele solicitări din partea cetățenilor că sunt prea mulți deputați. Eu explic din care considerent. Ei nu sunt efectivi, pur și simplu, eficienți. Dacă ei ar lucra, atunci ei ar fi puțini. Și auzind vocele cetățenilor că sunt prea mulți, atunci ei au venit cu această propunere. Este o campanie preelectorală, respectiv ca rezultat, ei nu poate să manifeste pentru că ar trebui să modifice Constituția. Modificarea Constituției durează minim jumătate de an până la alegeri, nici cum nu o să o putem face. Nu se pot încadra în timp. Din acest considerent, ei au ieșit cu ideea, uite, ieșim la în referendum cu o solicitare, măcar că dacă vroiau, trebuie să, atunci când domnul președinte Dodon în 2017 a ieșit cu propunerea de a iniția referendum consultativ și să urmau să susțină acel referendum și până în prezent să modifice, adică până în martie sau atunci curtea s-a pronunțat că nu este tocmai constituțional să vină de curte. Asta a fost întrebarea, că trebuia să susțină ei. Motivul de bază a fost că nu erau surse bani în buget și uite că acum s-au găsit acești bani. Logica era, atunci, la acel moment, treceam prin referendum, vedem care era poziția cetățenilor. Dacă într-adevăr cetățenii susțineau această idee, atunci puteam să mergem până la alegerile parlamentare, să reducem numărul. Dar acum, care e efectul? Da. Absolut niciun efect. Asta poate să fie aplicat doar pentru Parlamentul din anul 2023. Domnule Catană, eu vreau să mergem pe o idee ipotetică. Vă rog. Pe o replică. Nu cred că, spuneți, important e graba.
chiar dacă se aplică pentru următorul parlament, e bine să fie un proiect bine lucrat, pentru că sigur că proiectul e limpede că răspunde solicitărilor oamenilor, cetățenilor. Dar susțineți ideea de reducere numărul deputaților? Eu am următoarea părere, formată în baza unor principii care în doctrină sunt bine cunoscute. Primul lucru este ca să fie respectată cota de reprezentare. Deci, din punctul meu de vedere, numărul de 61 se încadrează în această zonă pentru Republica Moldova. Ea corespunde criteriilor firești normale de reprezentare, deci nu ar fi niciun parlament supradimensionat, nici mai puțin dimensionat. Pe de altă parte, un alt principiu sigur este ca parlamentul să fie funcțional. Da? Deci să fie un număr ca să fie funcțional. Asta înseamnă că trebuie să se țină cont de atribuțiile și sarcinile Parlamentului și atunci când se reglementează numărul de deputați, el trebuie conceput în așa manieră încât Parlamentul să facă față sarcinilor. Da? Deci ai nevoie de atribuții în domeniul relațiilor externe conform cu sarcinile Parlamentului, în domeniul politicilor interne. Deci acest număr trebuie să fie potrivit astfel încât Parlamentul să fie capabil, din punct de vedere numeric, cel puțin să facă față. Și eu cred că n-ar fi o problemă pentru că numărul de 61, pentru că numai dacă ne raportăm, de exemplu, la comisii, nu văd de ce în loc de 10 nu ar putea fi 6 deputați într-o comisie sau 7. Și o vedeți lucrat? Da, pentru că, așa cum a spus și domnul Lebedinski, condițiile în care sunt mulți, iertați-mă, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar probabil sunt mulți deputați de umplutură care doar ies și fac declarații politicianiste. Mai ieri am văzut iată împreună cu domnul Lebedinski. Sunt și mulți care nu fac deloc declarații. Care altceva nu-l duce mintea decât să scoată prostii care să nici măcar nu vezi pe nu știu, doar la piața de precupețe vezi așa ceva. Și atunci sigur că ne putem dispensa de asemenea oameni lipsiți de calitate, lipsiți de capacități, de la urmă dată și de o biografie care i-ar recomanda în calitatea de deputați. Domnule Catana, deci n-ar fi o problemă. Putea prinde contur, iată, această idee de altă parte, sigur, care 30 avut... este ultima zi. Domnule, vedeți, spune că și 300 ar fi... Eu, de exemplu, n-am o problemă și cu numărul de 101. Da. Da. Deci, în condițiile în care ai o componență adecvată, este ok. Dar sigur că Parlamentul nu trebuie să fie iarăși supraîncărcat cu deputați, pentru că asta creează, pe de altă parte, deja o activitate redundantă. Da? Chiar și în parlamente, de exemplu, dacă ai un parlament cu oameni bine pregătiți, dar ambițioși, te poți trezi că fie toți vin cu inițiative și practic diluezi agenda priorităților și te trezești cum se întâmplă de altfel în parlamente când ai deputați care fac doar exerciții de artă oratorică, de fac paradă de competență, care sigur ca aspect poate prinde, dar ca utilitate nu chiar corespunde așteptărilor oamenilor. De aia vorbesc de aspectul acesta al funcționalității, deci numărul trebuie să fie potrivit astfel încât să nu fie nici prea mulți, dar nici prea puțini deputați. Și eu cred că numărul de 61 este potrivit, se încadrează în această categorie. Repet, este o problemă de oportunitate, de voința cetățenilor. N-am o problemă să fie, de exemplu, 101, dar la fel de bine poate fi și cifra de 61 potrivită. Domnule Lebedinski, președintele Dodon spunea despre referendumul anunțat de domnul Plahotniuc, au decis să se inspire din mesajele politice de pe stânga, citat încheiat. De fapt, deputații socialiști nu o singură dată au vorbit despre faptul că unele inițiative, fie că sunt ignorate, fie că sunt plasate undeva pe raft ca să vină alte partide cu această inițiative.
Nu, mai mult ca atât, ele sunt preluate, expres da. Inițiativele noastre și după aceasta sunt proiectele care sunt înaintate de Partidul Socialiștilor, în cel mai bun caz sunt comansate cu aceste proiecte care vin din partea guvernului sau din partea majorității parlamentare, iar în unele cazuri avem când proiectele înaintate de opoziție sunt respinse, iar guvernul vine cu proiectul său care este plasat peste jumătate de an, peste un an de zile. Chiar astăzi, în plen, am avut situația când domnul Bolea a ridicat întrebarea cu indemnizațiile pentru antrenori, da. Modificări în lege cu privire la cultură fizică și sport, și domnul Candu a spus, păi stați un pic, noi avem din noiembrie astfel un proiect și noi, uite, recent trebuie să primim săptămâna viitoare avizul guvernului și o să fie aviz pozitiv și dacă ceva comasă, păi ce fel de președinte a Parlamentului ești atunci când tu nu ești la curent cu proiectele de legi care se află în derulare. Și el a menționat, uite, am avut o întâlnire cu împreună cu domnul Juravski cu sportivi și le-a sugerat. Trebuie să examineze agenda pur și simplu și să pună pe rol acest proiect de lege. Dar nu avem, pentru noi nu există problemă. Dacă este necesar și într-adevăr în folosul societății, noi putem să renunțăm la majoritatea proiectelor noastre, numai cu singură condiție că ele vor fi adoptate și vor fi utile pentru cetățeni. Asta e funcția de bază a deputatului în Parlament. Nu, dar nu este rău dacă guvernarea este capabil să preia din... Păi nu să le preia, dar să le facem. Eu vă dau ca exemplu. Dacă aici, pe de altă parte, intervine competiția politică și atunci... Dar nu e necesar. Eu de-asta spun, trebuie să fie o conlucrare între guvernare și opoziție, între, nu știu, între toate forțele. Numai opoziția, când vine guvernarea cu niște proiecte, imediat sare cu critică. Păi asta e funcția opoziției, de aceea ei sunt în minoritate în Parlament, pentru că ca să critique, să aducă anumite critici, dar trebuie să se recunoască și guvernarea, atunci când vin cu un proiect bun, atunci el este susținut. Chiar astăzi noi, legea cu privire la unificarea sistemului de salarizare în buget, la persoanele care sunt salarizate de la bugetul de stat, noi am venit cu unele propuneri și cred că o să ieșim și cu amendament, dar am susținut, am spus că într-adevăr este un proiect necesar. Domnule Bedenski, spuneți-mi, vă rog, iată, dacă această inițiativă privitoare reducerea numărului de deputați ar prinde contur, fracțiunea pe care o reprezentați ar susține desfășurarea unui referendum? Bine, evident, în data de 24 decade am vorbit sau ne-ați spus că nu se încadrează în... Nu, unul constituțional decade. Unul consultativ da. Poate să aibă loc. Dar sensul în el nu-i. Deoarece noi acum o să facem această măsură, o să întreprindem în situația când de acum nu este claritate în societate cine vor fi următoarele partide, cine vor accede și care vor fi sarcinile. Tocmai asta este și... Nu, îmi dați voi. Da. Ca să înțelegi, guvernul nu are un plan de dezvoltare Republicii Moldova pe următoare 10, 15 și 20 de ani. Pentru ca să înțelegi care sunt sarcinile puse față de Parlament, trebuie să înțelegi care este viziunea țării pe următorii ani. Și atunci trebuie să știi că deputații sunt aceiași angajați. Tu trebuie să știi, uite, pentru ca să faci acest volum de lucru, trebuie să ai de pildă 5 angajați sau 25 sau 150. Asta e ca și oricare afaceri, când faci un business plan, vezi pe o perioadă îndelungată cum ai vrea să evolueze. Și atunci îi angajezi pe acești deputați, că poporul îi angajează în cazul dat pe acești deputați și spune, uite, tu ai sarcina să mergi în direcția dată. Da. Numai în acest caz, noi putem să știm că noi avem nevoie de 10 deputați, eu sigur că 10 da, e puțin, ca exemplu. 30, 50, 100, 150, de asta da. Și-am spus. Eu, văzând volumul de lucru care este necesar de făcut, eu spun că deputații, mai ales că dumneavoastră n-ați menționat, dar știți că este proiectul de lege de reformatare a... Era următoarea mea întrebare pentru domnul Catană. Întregă
secretaria, secretariatul Parlamentului și, în general, există și regulamentul Parlamentului, vor să-l modifice. Dacă noi mergem pe această structură, atunci deputatul fizic nu o să reușească, acești 61 de deputați, nu o să reușească fizic să-și onoreze obligațiunile care le are. Domnule Bedinski, scurt, după aceea vreau să aflu punctul de vedere a domnului Catan. Astăzi, deputații au nevoie de asistent pentru că vreau să ajung în albia asta. Eu personal, da. Eu sunt necesitate, deoarece zilnic, eu, ca să înțelegi, la ziua de astăzi, anul acesta, eu am 886 de demersuri făcute în diferite instanțe. Ne mai vorbim de proiecte de legi, trebuie să le studiez proiectele de legi, trebuie să analizezi, trebuie să faci. E un drum enorm de mare și nu reușești fizic, nu reușești o persoană. Poate pentru altcineva din deputați nu îi trebuiește pentru că nu-și face meserie. Domnul Cătan, ați avut ceva... Da, nu sunt de acord cu domnul Bedinski în partea în care Parlamentul trebuie modelat după... Știți, actualul Parlament, de nu exemplu, actual, trebuie să aibă grijă de următorul Parlament. Nu, sunt criteriile despre care am vorbit, reprezentativitatea și funcționalitatea, iar cei care vor veni, oricare vor fi ei, deputați, orice partid ar veni după asta în Parlament, va trebui să se încadreze în parametrii stabiliți în conformitate cu norma legală și cu voința cetățenilor. Nu văd care ar fi problema în acest sens. Adică în ceea ce privește asistenții... Secretariatul, da. Eu cred că probabil chiar și conceptual probabil că treaba asta este justificată pentru că Parlamentul este un organ legislativ și reprezentativ în același timp. Iar asta înseamnă că acolo ajung oameni nu neapărat pregătiți, de exemplu, în domeniul legiferării, în multe domenii care sunt... Domenii, în domeniul economic sau multe. Și atunci, sigur că trebuie să asistenți, dar sigur că, iarăși, lucrul ăsta ar trebui reglementat, probabil mai aplicat la ceea ce înseamnă funcția de asistent, să nu se transforme într-un fel, așa cum se întâmplă la noi în cazul unora, din păcate, care își angajează în calitate de asistență nu neapărat oameni care nu au pregătirea necesară, ci sunt oameni de partid sau oameni care pur și simplu trebuie să le dea să aibă un salariu. Nu cred că asta este sensul funcției de asistent. Deci s-ar justifica pentru că sigur că trebuie să ai pe cineva, de exemplu, dacă în mod normal cred eu ar trebui stabilit anumite criterii de competență privind asistenții, nu să ajungem că avem deputați care, iertați-mă, profitând de funcția pe care o au, dețin. Iată, mai ieri iarăși am aflat cu ocazie că un om care abia leagă două cuvinte și alea gramate și neacordate și neconjugate, are slaudă că are titlul de doctor. Deci eu aș interzice. Da. Noi am avut această discuție cu noastră la altă emisiune. Aș interzice... bine, nu atunci am spus-o... Asta ar fi ideea, dar măcar pentru funcționarii care au funcții în alte, deputați, de exemplu, și miniștri, eu, de exemplu, aș impune interdicția de a obține doctorate, de exemplu, el are profesia de pădurar sau ce mai fie el acolo, sau mecanic, sau inginer, și după aceea trezești că e doctor în drept. Și eu stau și mă întreb cum se întâmplă treaba asta. Iar asta se întâmplă doar pentru că el este deputat și își permite să implice pârghiile. Vă rog, după aceea am o întrebare. Da. Și după aceea spune că el este foarte competent să facă legi, să facă... Eu vreau să vă atrag atenție că pentru a candida la funcție de deputat, acum, începând cu acest an, noi suntem obligați să prezentăm certificatul de la ANI, certificatul de integritate, dar certificatul de la psihiatru, nu știu de ce, pentru deputați nu se cere. Într-adevăr, este un absurd pentru că... Se merge pe ideea de bună credință, probabil, domnul deputat. Nu știți cum... Poate că în alte domenii se cere. Da. Eu câteodată am dubii că poate ar fi necesar cineva să treacă un psiholog să vadă care este situația. Eu înțeleg stresul căruia este spus deputații, dar oricum... Domnule Bedinski, eu vreau să mergem la un alt aspect pe care l-am programat pentru această emisiune. Pe parcursul zilei de ieri ați urmărit, probabil a fost făcut public datele unui sondaj de opinie care zice că PSRM, PD, PPDA și PAS sunt viitoarele partide care vor intra în componența viitorului Parlament.
În ce măsură credeți datelor acestor sondaje de opinie, pentru că sunt sigur acum în preajma campaniei pentru parlamentare, ele se vor îndesi, nu că aș pune la îndoială capacitatea echipei de a face, ci vreau să aflu poziția unui deputat care cunoaște niște lucruri de acolo, din interior. Eu am încercat aceste rezultate să le sumez și da. din datele care au fost prezentate. Da, mi-au fost prezentate. Reiese că doar 50% din populație vor fi, din cei care vor ieși la vot, vor vota aceste patru partide care le-ați numit dumneavoastră. 17% sunt indeciși, cei mai departe, cu ceilalți 33%. Nu este clar, absolut, pentru mine nu este clar absolut deloc. Și de aceea eu cred că acest sondaj, în primul rând, el este unul evident comandat. Pentru mine, de pildă, eu o să văd sondajul adevărat va fi pe data 24 februarie, atunci o să știm care este rezultatul într-adevăr. Domnul Cantană, dar aici... domnul deputat pomenea despre un absenteism, cel puțin asta am dedus eu. Împărtășiți aceeași viziune? Noi am mai avut, cred că, experiența de la locale din 2005, da, dacă nu mă înșeală memoria. Asta vreau să spun, că sondajele, în fond, atestă și se încadrează în parametrii pe care le-au arătat și alegerile. Da? Ne amintim, la ultimele alegeri prezidențiale au fost puțin peste 50% participare și la alegerile pentru primăria Chișinău la fel a fost peste puțin cât 2%, peste 50%. Da. Deci cam asta este... să-i spun așa... Ce ar trebui să citim printre rânduri? Starea de lucruri. Dezamăgire? Nu neapărat. Eu cred că penalizare și pentru clasa populației, politică? Eu presupun și cum... Iertați-mă că fac trimitere la un caz particular și chiar cazul părinților mei. Părinții mei, de exemplu, s-au schimbat domiciliu. Și toate astea sunt încă prezenți pe lista, erau prezenți pe lista electorală la vechiul domiciliu. Și atunci apar în cifre și acolo și acolo. Și eu am impresia că de multe ori cifra este prea umflată. Sigur că avem și mulți cetățeni plecați în afara țării. Și asta tot contribuie mult la proporțiile atunci când se fac aceste măsurări. Dar problema listelor că... noi nu am rezolvat-o nici până în 2019. Poftim? Zic problema listelor, pentru că discutăm despre lucrul ăsta, mi se pare că la fiecare oricum, eu alege. Cred că în linii mari ea afectează doar proporțiile în ce își face măsurile. Până la urmă rezultatele, pentru că rezultatele în fond ele se distribuie oricum proporțional, pentru că la numărarea voturilor, nu, după modificările care au fost făcute în 2009, cam numărul de buletine raportat, sigur, raportat la cifra absolută, sigur că poate ca o apreciere are sens, dar atunci când numeri voturile, numere de buletine sunt cele mai elocvente, adică unul are mai multe, altul mai puține și în funcție de numărul de voturi se distribuie și mandatul, iată, în cazul președinției pentru unul sau altul. Cu listele, dacă vreau să vă dau un exemplu. Pentru că eu mă arătați, domnule Bedinski, chiar iată, luăm un exemplu, alegerile pentru președinție sau pentru primărie. Chișinău, de exemplu, putea să aibă 1.000.000 pe listă sau 800.000 de oameni. 800. Da, de exemplu, dau ca exemplu. Da. Până la urmă, când se numără voturile, Năstase a avut un număr de voturi, Ion Ciuban un număr de voturi. Deci ele sunt buletine materiale, măsura nu sunt... Oricum că le raportez la un milion... Poate doar la prezența la vot. Poți să... Da, adică, aici, da. Dar că le raportez, dacă treci. Sau în cazul cu Dodon cu Maia Sandu, că le raportez la 4 milioane, că le raportez la 3 milioane, până la urmă, unul are atâtea sute de mii de voturi, altul are atâtea sute de mii de voturi. Ele sunt numerabile. Adică nu putem spune că lucrul ăsta viciază neapărat rezultatele. Ca să fie clar, cu asta s-a întrebat în privința listelor. Eu pregătesc acum un proiect de lege legat de copiii războiului, mai mult a doilea război mondial, și respectiv am solicitat informații de la Agenția Servicii Publice și de la Casa Națională de Asigurări Sociale, câte persoane sunt născute până pe data de 9 mai 1945. Și ca să înțelegi diferența dintre ei, 28.000. Casa Națională de Asigurări Sociale are cu 28.000 de persoane, mai puțin,
la evidență decât ASP-ul. ASP-ul mi-a motivat prin faptul, această diferență prin faptul că probabil că reșind de faptul că sunt persoane peste 73 de ani, o parte din ei au decedat, dar nu sunt înregistrat decesul la ASP. Și respectiv ei sunt în listele electorale, sunt făcute pe datele ASP-ului. Dar vreau să vă mai menționez și pentru mine asta a fost, știți cum, nu știu, un absurd. Da. Potrivit datelor ASP-ului, în Republica Moldova trăiesc 108 persoane care au mai mult de 100 de ani. Și tot ei, în acest răspuns, au făcut o anchetă internă și au stabilit că doar 40 din ei sunt vii. Ceilalți 68, ei nu știu care e situația cu aceste persoane. Și anume, eu vorbesc doar de cei care sunt mai mult de 73 de ani. Dar situația până în prezent, știți că au fost anchetele făcute când pe baza datelor copiilor decedați până la atingerea majoratului au fost făcute documente false, câte persoane de acestea sunt. Aici mai urmează să ne punem întrebări. De ce? Eu sunt ferm convins că lista alegătorului este umflată și minimum vreo 50.000 de oameni ei sunt în plus. Posibil că și mai mult. Eu zic, asta e minimum reșind din aceste cifre care vă le-am spus acum. Domnule Bedinschi, am pomenit patru partide, PSRM, PD, PPDA și PAS. Cu cele din urmă este clar și au anunțat ferm deja și îndrăznesc să zic poziția, vor merge împreună, vor face un bloc și așa mai departe. PD-ul, fiind prezent în studio purtătorul de cuvânt săptămâna trecută, ne spunea că ei vor discuta cu oricine, vor împărtăși viziunile pe care le promovează PD-ul. PSRM-ul, ce urmează să facă în această campanie electorală? Merge de sine stătător, încearcă să discute cu alte partide de stânga? Ce se întâmplă? Dacă reșim din aceste calcule, acestea sunt calcule doar pentru partide. Da. Chiar să presupunem în cel mai strașnic somn că acestea sunt date reale, atunci reiese că doar din acei 50 de deputați care vor accede în Parlament pe bază de liste de partid, 22 vor fi reprezentați de Partidul Socialist. Plus la asta, încă 23, 20, 28, 29, 30 noi luăm pe circumscripții uninominale și de aceea noi suntem ferm convinși că noi avem majoritate în Parlament. Domnule Bedinschi este foarte optimist. Vă rog și pentru dumneavoastră de vedere. Eu reies din situația care este creată și din lucru zi de zi cu cetățenii. Eu am întâlniri în fiecare zi, 2-3 întâlniri, chiar săptămâna asta am și în unele zile și 6-7 întâlniri în Ogrez, mă întâlnesc cu oamenii și discutăm problemele care sunt și reieșind din aceasta, din interesul care îl manifestă cetățenii și din dezamăgire care o au față de partidele pro-europene așa numite, care ne-au condus, toate trei celelalte care au condus cu țara parcursul ultimelor 9 ani de zile, eu reiesc că majoritatea cetățenilor totuși vor vota Partidul Socialiștilor. Eu sunt convins că același lucru vor spune și reprezentanții altor partide, că se întâlnesc cu oamenii și oamenii susțin pe ei. În ceea ce privește aprecierea perioadelor, din punctul meu de vedere, în pofida furtului, chiar și în condițiile cu furtul miliardului, care a lovit zdravă, sigur că, în buzunarele cetățenilor, cu toate astea, până la urmă, eu cred, consider că nivelul de viață este mai înalt decât acum 9 ani. Și asta se dovedește și cu cifre. Cifra exporturilor la momentul în care comuniștii au predat ștafeta, să-i spun așa, la guvernare, era de aproximativ $1 miliard. Astăzi cifra atinge, deja începe să depășească cifra de 3 miliarde. Deci cu 2 miliarde. Și lucrul ăsta cred că se vede. Eu înțeleg că sunt și mulți oameni care încă o duc greu. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, sunt categorii. Dar la noi e adevărat că sunt o serie de oameni care induc starea asta de, ca să mă exprim așa cu un personaj cu expresie mai între ghilimele, plângăcizme. Noi avem foarte mulți, constat și eu și discutând acest aspect cu alți oameni, și ei au observat acest lucru. Avem oameni foarte plângăcioși. Domn chiar Cătan, recent am stat cu unul care iarăși fac trimitere la o situație particulară, care se plângea cât e greu, dar toți sunt în discuții
câteva ore, că stăteam la o masă, ba recunoaște că odată a fost în Turcia la odihnă, ba spune de fapt că a fost de două ori, ba spune că și-a schimbat mașina din aia. E un caz fericit, probabil. Nu, dar sunt mai mulți de ăștia care stai așa într-un cerc de oameni și se plâng cât e de greu și te uiți la ei și fiecare vezi că are viața aranjată și copiii aranjați, are și casă și masă și mașină și tot ce-i trebuie, dar toți se plâng că domnul e foarte greu. Regine, zici că avem 10 minute. Eu mai am câteva întrebări și încă un bloc pe care intenționăm să-l discutăm. Iată, din ceea ce propune, de fapt, sondajul la care am făcut referire, dispar PLDM, PL, PCRM, PPM. Ce se întâmplă cu aceste partide? Haideți să începem iarăși de la urmă. PPM este parte deja componenta PD-ului, cum îl vedeți dumneavoastră, și raportat la celelalte. Scurt, ca după aceea să trecem și la alte aspecte. Ce se întâmplă? Eu cred că nu trebuie să... Să facem tragedie, face prea mult filosofie și să luăm în tragic. Asta e viața politică. Poate unii pe merit, unii poate nu pe merit neapărat. Uneori și aprecierea alegătorilor nu este una poate chiar dreaptă, dar așa e viața. Unii pleacă, vin alții. Și în cazul unora probabil că chiar așa trebuie să întâmple, adică să meargă la periferia vieții politice. Exact, în cazul PLDM la ce altceva ar trebui să ne așteptăm în condițiile în care acest partid a refuzat să-și facă procese de conștiință având furtul miliardului în spate, atunci când au deținut pârghiile puterii. Dar și oricum se arată alții, surprinși că nu au încăput în acest tren care alții, e pe PD pas. Iar alții au fost nevoiți să facă alte partide. Maia Sandu, fiind membră marcantă a PLDM-ului, fiind unul din partenerii de bază a lui Filat, a stat lângă Filat când Filat a furat miliardul, n-a spus un cuvânt și atât nu a gândit să preia ștafeta PLDM-ului, să încerce să-l ducă înapoi sus. A considerat că e mai bine să se șteargă de imaginea PLDM-ului și să-și facă un alt partid și acum să se prezinte ca fiind imaculată. Deci, în cazul acestui partid, sigur că da, nici nu că mi se pare firesc, dar chiar nici nu regret deloc că îi se întâmplă așa. Domnule și Bedenschi, în cazul unora, probabil, e la fel. Vreau să noi avem, dacă îmi permiți, noi avem prea multe partide. E jocul democrației, ar zice cei mai mulți. Ar trebui să fie cerințele mult mai dure față de atât pentru accederea în Parlament și posibil pragul electoral ar trebui să fie nu de 6, dar de 10, de 15%. Și atunci acele partide care de la bun început au un concept, atunci ele le-ar dezvolta și atunci partidele ar crește. Atunci partidele s-ar gândi foarte bine că merită să formezi un partid nou sau totuși responsabilitatea care o ai tu față de un anumit, de această societate în care ai intrat tu împreună și formezi o echipă, trebuie să o dezvolți. Și atunci fiecare membru al partidului ar ține foarte mult la onoarea și la cinstea, la numele partidului. Nu le-ar arunca, uite așa, unul pe altul la domnule numai. Bedenschi, eu vreau să vă întreb, cum ați primit, nu știu, această veste sau această trecere în revistă a unor activități a Partidului Democrat și sloganul, iau în ghilimele de rigoare, pentru Moldova? Pentru că până mai de unezi erau ferm convinși că mergem pe o cale europeană sau cel puțin accentele au fost schimbate. E o percepție subiectivă? Cum ați văzut dumneavoastră? Viziunea noastră asupra sloganului pentru Moldova, pentru că acesta este sloganul care noi l-am propus și care noi, de fapt, și în prezent propunem celorlalte partide să accepte anume acest slogan și să fie o ideologie de țară. Dar asta ar însemna că unele proiecte pot fi comune? Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor? Noi și acum am votat și proiecte bune care sunt propuse de Partidul Liberal. Noi am votat proiecte bune care sunt propuse de liberal-democrați, de democrați. Noi votăm pe toate acele proiecte care sunt bune pentru țară. Da. Și de ce? Noi solicitarea una este din partea noastră. Acest slogan trebuie să fie, noi nu tindem că, uite, mai mult nimeni nu poate să facă nimic pentru Moldova. Să intre pe această chimieră, da? Da, să ne consolidăm toți împreună și să mergem toate partidele care există în Moldova, toată societatea civilă, toți cetățenii să meargă cu un singur slogan, pentru Moldova. Eu vorbeam chiar nu de mult cu domnul Catană la o emisiune și am spus, eu susțin poziția atunci când pe loc
Noi ne certăm, noi avem diferite viziuni, dar din momentul când noi ieșim după hotarele Republicii Moldova, imaginea Republicii Moldova trebuie să fie sfânt pentru noi. Gunoiul din țară nu trebuie să fie scos. Da. Nimeni nu o să vină să ne facă nouă regulă în țară. Ieri, vreau o remarcă. Da, scurt că vreau încă un subiect, chiar un mesaj nu înseamnă neapărat că este împotriva a ceva. Adică, dar schimbarea de accente pe care am perceput-o, zic cel puțin eu ca persoană? Adică nu înseamnă, dacă spui că pentru Moldova, înseamnă că e împotriva Europei și împotriva cursului european. Da. Nu deloc. A spune pentru Moldova, trebuie să vedem ce înseamnă europeană. Europeană este definită prin ceea ce înseamnă unitate prin diversitate. Deci iată, tocmai la Uniunea Europeană vroiam să ajungem. Ieri în Parlamentul European s-a reunit în ședință pentru a dezbate raportul cu privire la implementarea acordului de asociere dintre Republica Moldova și UE. A fost adoptat o rezoluție critică la adresa țării noastre, cu un număr, dacă nu mă înșel memoria, de 396 de eurodeputați. Domnul Cătă. În primul rând trebuie spus... Ni s-a arătat din deget prin această rezoluție? În primul rând este similară practic cu rezoluția precedentă, da, atunci când a fost promovată de așa numită opoziție reprezentată de Maia Sandu și Năstase. Acum vedem că s-a făcut treaba asta prin schemele Open Dialogue finanțate de oligarhul condamnat Ableazov și suspectat că lucrează în interesul unor servicii străine. Deci iată, mai nou descoperim că multe texte din rezoluțiile Parlamentului European, din păcate, venim pe filiere care fac lobby prin mecanismul ăsta creat de Open Dialogue. Ne-am trezit că avem texte din rezoluțiile Parlamentului European care sunt exact aceleași, care sunt în textele promovate de acest Open Dialogue. Vedem că acest Open Dialogue a ajuns să fie foarte eficient pe anumite filiere și am văzut, îl văd pe Mureșan adesea, pe Preda, pe Macoveiu, vedem. Nu vă supărați, și ei probabil vă deci sunt de aceleași aici subiecte care au fost în acea rezoluție precedentă, de asta am spus. Îngrijorați de nivelul de corupție, sistemul judiciar, regrese privind standardele democratice și așa mai departe. Este un text promovat de opoziția actuală și, repet, aceste concluzii au fost extrase după ce s-a enumerat faptul că Moldova nu a îndeplinit solicitarea privind anularea votului mixt. Și aici aș spune, nu doar că nu trebuie anulat votul mixt, ci eu pledez pentru votul uninominal 100%. Și ca să motivez opinia, revin iarăși cu aceeași constatare că, de exemplu, în acea recomandare făcută de Comisia de la Veneția, de asta am spus că Comisia de la Veneția uneori mai face și leninism, pentru că face aprecieri pe cantitative, pe categorii de cetățeni, pe clase. Eu am rămas uluit să văd că în acea recomandare spune că oamenii de afaceri nu au dreptul să influențeze procesele politice. Iertați-mă, de unde să ia acest principiu, acest criteriu, că anumite categorii de cetățeni nu are dreptul să influențeze? Da. Dar cine? 18 ONG-uri finanțate de Open Dialogue, alea au dreptul să influențeze procesele electorale. Al doilea element care a stat, sigur că a fost, deci acesta comisia la votul mixt, și încă două probleme care au fost, s-au regăsit în precedenta, rezoluție. Mi-a scăpat în rezoluția precedentă. Bine, eu am numărat trei elemente care au stat la baza aprecierilor în rezoluția precedentă și care sunt, furtul miliardului, vedem că este, și aici chiar că suntem în situația în care tocmai cei care au furat și au cheltuit din miliardul furat, acum trebuie să găsească acum. Au strigat unde e miliardul și acum iertați-mă, și tot ei au făcut acel lobby. Aflăm Platon, care a luat credite neperformante, a finanțat Open Dialogue, Open Dialogue care a finanțat la rândul lui pe Maia Sandu și Andrei Năstase. Da. Și atunci rezultă o situație. Eu cred că aici e și problema guvernării, că n-a reușit să comunice la aceste teme foarte bine cu Parlamentul European. Eu cred că trebuia acolo să fie cineva din partea guvernării să
explice lucrurile astea și să le, uneori să le pună în față propriile rezoluții care sunt inspirate de Open Dialogue. Dacă ar fi să fac un sumar a acestei rezoluții, eu aș zice așa, demnitarii au enumerat regresiile țării noastre și s-au arătat dezamăgiți. E așa, nu e așa? Domnul Catan încerca să zică că sunt și niște declarații politice. Spunea lucrul ăsta și reprezentanții PD-ului, chiar vicepreședintele partidului, domnul Sârbu, făcea această declarație. Eu mă iertați, domnule Bedinski, da. Nu pot să nu fac trimitere la faptul că iarăși s-a întâmplat același lucru ca și data trecută. Deci vocile exprimate și voturile date s-au împărțit în funcție de familiile politice. Clar că da. Majoritatea în prezent o are Partidul Popular European în Parlamentul European. Cei care sunt pe partea cealaltă au avut alte opinii, dar fiind da. O minoritate... Domnule Bedinski, eu cred că nu Uniunea Europeană și nu alt stat sau altă structură internațională trebuie să ne dea nouă apreciere. Sunt unicii cine poate să dea apreciere, sunt cetățenii Republicii Moldova. Iar dezamăgirea care o au ei față de... vectorul pro-european denotă care este starea acum, într-adevăr, în economia noastră și toate aceste mituri că, uite, cetățenii trăiesc bine, eu de asta și-am spus că eu am întâlniri zi de zi și oamenii spun, eu nu știu cine trăiește bine, dar eu mă uit la mine în frigider și cam știți cum constat eu, că nu constat e că nu e chiar așa. Ori eu, oamenii singuri spun, uite, eu văd la televizor și mă gândesc că eu sunt cel mai loser, pentru că eu nu reușesc să întrețin familia la un nivel corespunzător, pe când văd că tot ceilalți la televizor ne spun că așa de bine trăiesc. Domnule Bedinski, iată în această rezoluție, întrebam și pe domnul Catan, ei sunt îngrijorați de nivelul de corupție, de sistemul judecătoresc. Așa? Vă rog, domnul, să aflați și punctul de vedere, ca să nu îl ignorăm pe domnul deputat. Eu cred că ar fi cazul să numărăm, tocmai domnule Bedinski ne explica mai devreme că s-a făcut o evaluare, o analiză foarte pertinentă, privind fluxul mașinilor prin zona... Prin municipiul Chișinău, da. Da, și cred că este mult mai mare decât acum 9 ani. Uitați, nu avem această informație, dar, într-adevăr, facem o analiză. Evident, e pentru fluidizarea traficului în municipiul Chișinău, vin cu unele propuneri. Nu, dar și pentru asta și vreau să spun, că potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne, care le-am primit recent, timp de o săptămână, prin toate punctele unde sunt amplasate videocameri în municipiul Chișinău, zilnic, adică timp de o săptămână, au traversat 800.000 de automobile. Intrarea în oraș, intrarea, ieșire din oraș, la toate ieșirile care sunt, timp de o săptămână au ieșit 400.000 de mașini. Aceasta, într-adevăr, denotă că în Republica Moldova există transport, dar asta nici într-un caz nu denotă faptul că aceste persoane sunt satisfăcute de nivelul de trai. Mai mult ca atât, dacă îmi dați voi, aceste 400.000 de mașini care intră zilnic în oraș, încă o dată arată că, de fapt, în Republică ei nu-și găsesc activitate și sunt nevoiți zilnic să facă naveta în municipiul Chișinău, unde cât de cât există activitate și unde cât de cât există un flux de bani, unde ei își pot acumula acele venituri pentru a-și întreține familiile. Eu revin de fapt la această rezoluție. E vorba de structura populară, ce chiar vreau să dau. Lucrul ăsta se întâmplă, apropo, peste tot. Eu nu mai spun că unii chiar o duc foarte bine și trăind, având casă prin zona limitrofă Chișinăului, își permit să aibă și o casă bună. Da, și e o realitate, deci ce ziceți, ambii, dar vreau să revenim totuși la rezoluție. Domnul Lebedinski, dumneavoastră, iată, ambii sunteți de formare juriști. Aș vrea să ne spuneți, iată, în rezoluție este atestată un regres a sistemului judiciar. E așa? Cum îl percepți dumneavoastră în calitate de specialist? Dar care este încrederea populației noastre în sistemul judiciar? Și acesta vă dă răspuns. El este mult mai mic decât ceea ce spune Consiliul Europei. De aceea eu cred că, într-adevăr, noi trebuie să ne facem regulă mai întâi la noi în țară. Experții străini, din care țară ei n-ar fi, din care structuri n-ar fi. Da, ei sunt bineveniți, dar nu înseamnă că ei trebuie să intre în direct în politicul nostru și în procedeile noastre. Consultanța lor este binevenită mereu, dar nu înseamnă că deciziile lor sunt obligatorii pentru noi. Domnul Catană, luăm la în vizor aceste sugestii care ne le-a făcut. Primul rând, domnul Lebedinski, nu cred că mă va contrazice dacă voi spune că problemele justiției nu sunt de ieri și de azi
și de alaltă ieri. Sunt de mult. Numai dacă ne uităm la corpul judecătoresc, vedem că încă sunt foarte mulți încă din anii 90. 5 din Curtea Supremă de Justiție azi au fost de mici. Da. Eu aș spune așa, s-au făcut niște eforturi și dacă vreți, în parte, eu observ chiar niște lucruri care se întâmplă în bine în justiție. Dincolo de faptul că actul de justiție deja are loc în condiții cât de cât normale și civilizate, există logistică bună pentru așa ceva, era nevoie, se creează condiții pentru judecători, deja văd decizii, hotărâri judecătorești mult mai bune decât anii trecuți, deci lucrul ăsta se observă și în calitatea, în ce își prește conținutul hotărârilor judecătorești. De vreo sunt multe probleme da. Încă. Eu cred că aici... Dar eu insist... E a doua problemă. Acum, să face o apreciere în cazul Năstase cu da. Anularea rezultatelor și de aici se deduce că justiția iarăși funcționează prost pentru că i-a anulat votul lui Năstase. Nu cred că trebuie să facă... Eu cred că atunci când trebuie să vorbească despre corupție, deja trebuie să depășim faza asta. Noi avem mulți amatori de ăștia care strigă în gură mare că luptă cu corupția, iar atunci când apar cazuri concrete, când sunt luați unii de mână, sară în apărarea corupților. Deja trebuie să vorbim la modul următor. Nu mai trebuie să acuzăm în general justiția, ci atunci când cineva se sesizează un caz de corupție, să spună punctual, uite, aici e vorba de un caz de corupție. Eu vreau un răspuns închis și cu asta punem punct emisiei de astăzi. Da. Dumneavoastră, aveți încredere în actul de justiție din țara noastră? Da sau nu? Și punem punct. Domnule Bedinski, știi foarte bine, cred că mă înțelegi, eu sunt și avocat și, da. Și de asta vreau, da sau nu? Pot să vă spun că sunt hotărâri care le apreciez și sunt hotărâri care mă dezamăgesc. Domnilor invitați, eu vă mulțumesc pentru această discuție, pentru prezența în studio, vă aștept și cu alte ocazii în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă în fiecare zi de marți și joi. Rămâneți alături de echipa Accent TV. Pe curând!